Bună dimineața! Unii mai puțin norocoși s-au despărțit, între alții a apărut doar distanțarea emoțională, însă, care au fost toate efectele pandemiei în relațiile de cuplu, aflăm de la Gabi Diaconu, prietenul nostru, psihiatru. Bună dimineața, Gabi! Care sunt efectele pe care le-a adus, iată, coronavirusul în dragoste? Din punctul meu de vedere, abia începem să vedem al doilea episod al pandemiei. Evident că oamenii care au aderat la valorile astea, care s-au înscris pe lista celor dornici să salveze vieți, să facă scod împrejurul medicilor, cred că inițial s-au gândit că va fi o treabă ușoară, dar după aia genul ăsta de sacrificiu a venit la pachet și cu niște, să le spunem, facturi scadente. Am din ce în ce mai mulți oameni, inclusiv din, să zicem, pacientura mea veche, oameni pe care nu i-am văzut de ani de zile, care încep să sune pentru că au anxietate, pentru că nu se odihnesc și pentru că unii dintre ei au probleme în viața de zi cu zi, fie că e vorba de muncă, dar și fie că e vorba de relații. Drept urmare, genul acesta de tsunami care vine, trece, dar lasă în urmă, să zicem, un dezastru în plan psihologic, cred că abia începe să fie relevat și în perioada care vine, evident, psihologii și psihiatrii vor avea mult de lucru, dar și avocații și judecătorii, pentru că trăim într-o lume în care, în cele din urmă, oamenii își fac dreptate și prin genul acesta de comportament, de activitate. Spune OMS-ul că în perioada izolării a crescut cu 60% numărul apelurilor formulate de femei, apeluri de urgență privind violența conjugală și nu e de mirare că se va ajunge și la divorțuri, iată, din cauza violenței. Ce îi face pe oameni să reacționeze așa atunci când sunt izolați? Gândește-te, claustrarea și detenția în izolare sunt forme de tortură. Drept urmare, ceea ce facem în închisori, să zicem, cu criminali care au tulburări de comportament, am ajuns să facem în viața reală cu oameni cărora le spunem că e spre binele lor. Nu poți să nu observi mecanismul ăsta pervers, cumva psihologic, de a le cere oamenilor să se supună cu bună știință unei perioade în care vor avea de suferit în ideea unei, să-i spunem, nevoi primordiale sanitare. Totul este corect, totul este adevărat, dar psihologic sunt unii oameni care vor reacționa cu frustrare, cu anxietate și unii vor simți nevoia să se descarce comportamental. Asta nu le justifică într-un fel comportamentul, dar asta, dacă vrei, îți pune un model pe genul acesta de fenomene. Și un alt lucru care merită luat în considerare este că s-ar putea că aceste raportări de violență domestică să aibă în spate ce ți-am spus adineaur, dar s-ar putea la fel de bine că unele femei cu ocazia asta s-au hotărât că nu mai pot, nu mai suportă și trebuie să raporteze. Drept urmare, poți să zici că ai indirect și un efect pozitiv pandemic, creșterea conectivității, oamenii simt nevoia să-și încheie socotelile cu anumite lucruri, inclusiv cu relația violentă de cuplu. Ce facem cu relațiile în care a apărut distanțarea emoțională? Mai poate fi ceva reparat aici? Asta, să știi că este mare enigmă, genul acesta de nouă realitate cu mască, mănuși, o igienă care la un moment dat devine misofobă, adică oamenii au germofobie, nu mai vor să se atingă, s-ar putea că o să afecteze pe termen mediu relațiile de cuplu și inclusiv dinamica în familie. Și așa aveam suficienți de mulți părinți relativ disperați că pune copilul mâna pe murdărie, că o să ia bol din comunitate, ce știu eu. Acum nu rămâne decât să vedem și să avem răbdare unii cu ceilalți, inclusiv în comunitatea profesională, să ne abținem, din punctul meu de vedere, să aruncăm cu etichete psihiatrice, psihologice în oameni, pentru că, de fapt și de drept, o traumă colectivă, o traumă de grup, inițial trebuie descărcată în cultura locului. Oamenii trebuie lăsați să spună poveștile, nu neapărat în scopul de a primi o ștampilă psihiatrică în frunte. Pentru persoanele singure va fi mai greu să-și găsească un partener în această perioadă, având în vedere că sunt în continuare multe atracții închise, multe restaurante, baruri. Da, este o observație justă, la fel de bine cum găsirea unui partener este una. A avea spațiu, timp și disponibilitate să construiești o relație este deja cu totul altceva. Și atâta vreme cât o relație nu se mai poate desfășura decât în contenție și într-un pătrățel virtual, șansele sunt că oameni vor avea de suferit și am avut deja pacienți care în această perioadă s-au despărțit de parteneri și care poate că altă dată ar fi tratat între ghilimele despărțirea cu ieșit în oraș cu prietenii, s-au găsit un nou hobby, dar acum nu au avut decât să stea în casă și să rumineze la ce li s-a întâmplat și asta n-a fost deloc bine. Mulțumim tare mult, Gabi. Iată modurile în care sunt afectate cuplurile sau persoanele singure în această perioadă de pandemie. Cred că cel mai bine ar fi să fim răbdători cu toții, să așteptăm ca această perioadă grea să treacă și să ne regăsim unii pe alții și pe noi înșine la finalul acestei situații grele pentru întreaga omenire. Acestea au fost informațiile, dragilor.